Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așa, ca din întâmplare, am întrebat dacă cineva a încercat vreodată mâncare de pisici sau de căței, că ne place să vă aruncăm astfel de momeli și ce să vezi, s-a încercat. Deci există situații, există cazuri, n-am mai apucat ieri să vorbim despre asta pentru că am trecut la mâncare de oameni. Da, ne-am luat cu altele. Da, dar și pisicile și cățelușii știți foarte bine că au și ei poftele lor și întrebarea e în ce măsură ne intersectăm poftele lor cu poftele noastre. Și ce să vezi, avem mesaje și povești. Printre altele ne-a scris Costel din Bârlad. Așa. Care spune așa, neața bună, s-a mâncat. Prin 94 plecam urgent în delegație. Șoferul și cu mine eram lihniți. Am oprit la un magazin, am luat două conserve și franzelă și le-am înfulecat rapid. Mai bune conserve nu mâncasem până atunci. Și ne fregam fericiți pe burs. De-abia când am pus cutiile goale la coș, am văzut un cap de câine pe etichetă. Nu știam dacă îi spun, dacă să-i spun și colegului, dar i-am spus și am râs amuzați amândoi. Au fost delicioase cu D mare. Uite, poftim. Deci înseamnă, bă, cineva le testează. Băi, dar să știi că unele dintre conservele pe care le deschid eu pentru pisoiul poche, mă, când le deschizi, miros vine. Foarte bine. Adică da, 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 pe au potențiator de foarte, foarte bine. Și unele sunt cu soseanu, adică cu sosuleț, cu bucățele de cărniță, cu... Serios, știi, dacă ți-e mai foame, riști. Pe urmă, să vă mai spun una? Mai zi una, da. Una, da. Asta e tare, că nu o vezi venind. Da. Când eram copil, îmi plăcea să o ajut pe bunica prin gospodărie. Da. Mai ales la hrănitul animalelor. Porcii erau răsfățați cu o fiertură. Un amestec de făină furajeră și lăturile de la ciorbă, sosul de la felul 2 și alte resturi de mâncare. Ce rămâne? Totul era amestecat într-o găleată. Mirosea foarte bine. Așa că am gustat. Bun. Dar nu avea sare. Altfel cred că și mânca mai mult. Da, asta e, animalele mănâncă. Acum, sigur, peste tot găsești conserve, pliculețe pentru animaluțe, crânțănele, lucruri de genul ăsta. Da, să vă... Da, zi. Să vă povestesc apropo de asta, că pe vremuri nu se găsea așa ceva și am o poveste de la lotul național de juniori de hockey pe gheață, care în anul 1983 sau 84 a fost invitat la o competiție în Japonia. Okay. Pe banii statului nipon, li s-a permis să plece din țară și au ajuns acolo. Și cum era pe vremea aia, mergeai, se povestește, cu lotul întreg. Da. Prin magazine aveau și o mică diurnă și la excursie, dar nu puteai să mergi de capul tău. Mergeau toți grupiri cu securistul ca să nu fugă cineva, să nu știu ce. Și ăștia săracii s-au dus într-un supermarket și căutau disperat să cumpere tot felul de lucruri cât mai ieftine ca să înțeleagă ceva de diurna aia. Aha. Și au cumpărat, bineînțeles, conserve cu mâncare. Și s-au îndemnat unii. Bă, veniți în coa, zice, că aici sunt unele cu cap de pisică. Ieftine. Vezi că mai sunt unele cu cap de câine, dar alea-s mai scumpe. Las cu cap de pisică. Și că au luat săracii o grămadă de conserve cu dar cap le-a de pisică. Le-a plăcut, știi, păi, dar cumpărai pentru că erau foarte ieftine și asta e, în țară nu găseai așa ceva. Și unul dintre membrii staffului administrativ săracul, ei aveau la hockey sunt niște tuburi mari în care se cară crosele. Da. Și ăla săracul la fiecare mic dejun pe toată durata turneului a adunat gemuri, unturi de-alea cum se dădeau la hotel. La noi nu exista așa ceva, nu vede. Da. Și le-a băgat în tub acolo să ducă acasă la familie. Înțelegi? Și au rătăcit săracului tubul, măcică, din toate bagajele, singurul care s-a pierdut a fost tubul ăla cu groase, gem și unt. Și l-a disperat, a povestit. Lumea n-a știut ce făcea el. Da. Și el când a ajuns, a așteptat în aer, nu vrea să plece din aeroport. Și ea, bă, nene, ce ai? Bă, zice, nu pot, că în tubul ăla, zice, am strâns și eu pentru copii acolo, am gem, am unt, am, zice, și nu vreau că se strică dacă nu le auzi. Raiul comunist. Da, mai am și un mesaj. Vreau să-l mai ascultăm? Dacă s-a deblocat obiectul, da. Bună dimineața, băieți. Salut. Băi, am mâncat eu odată, nu de câine, de pisică am mâncat niște biscuiți, dar am mâncat cam jumătate de pungă până să îmi dau seama, că am venit toată chelchelit de la un bairam, țin minte, și dimineața la 5 mă cam râcâia pe stomac și zic, mamă, zic, mă repet repede niște chipsuri după îndebarat, ce crezi, am luat punga cu biscuiți de pisică și am mâncat vreo jumătate de pungă de aia până să îmi dau seama, deja eram sătul maxim, m-am făcut o baie și la stomp și n-am avut nici pe dreacu. Nu, dar trebuia să ne spui... dimineața, băieți! Dar trebuia să ne spui cum gustul, adică asta voiam să știm. Cum sunt la gust biscuiții pentru pisici? Aici e greu să descrii. Mai ales dacă ești chercheli noaptea. Dar tu de ce nu vorbești cu Poche treburile astea? Să-ți spună el cum sunt la gust biscuiții? Da, nu știu, păi are și el preferințele lui. Ca omul, știi, pe unii nu-i mănâncă, nu-i suportă, la alții să-mi fige, îi înfulecă.
De, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.